și arestat fratele păstorul Ocan. Și vedeți că se leagă lucrurile, și a vorbit și fratele Nelu Buruiană. Și ce se întâmplă în zilele noastre? Premierul Netanyahu a reînnoit invitația evreilor din Franța să se întoarcă acasă. Prim-ministrul al Franței a fost foarte iritat de lucrul acesta, pentru că mai vorbise încă o dată. Și a spus, Franța nu e Franța fără evreii. Noi suntem o țară care nu mai avem o altă Românie mai mare, mai prosperă, ca să avem și noi undeva în nădejde, dacă se întâmplă ceva, putem pleca într-o altă țară, în țara mamă. În vremea lui Ceaușescu, nemții federal-germani au cumpărat germani de aici, au plătit bani mulți ca să-și ducă în țară. Ungurii, la vremea aceea, au făcut demersuri și îi favorizau pe cei ce treceau vreo luați grația sau cum ajungeau acolo. Noi nu avem altă nădejde decât Iisus Hristos. Vreau să binecuvinteze pentru că v-ați spus nădejdea aceasta, Iisus Hristos. Aseară, la un post de televiziune, un moderator era foarte iritat că americanii și nu și-au instalat baze militare aici pentru că ar constitui, s-ar gândi și încă o dată dacă să ne atace sau nu. Știți că în țară, în lumea aceasta, sunt zeci de războaie? Astăzi, nu doar în Ucraina. Dar dacă este lângă pielea noastră, lângă noi, parcă ne gândim altfel. Dom'le, fi război, necaz, probleme. Sigur că, numai că lumea sunt necazuri peste tot. Eu mi-am ales cântarea pentru seara aceasta, medicul bun se apropie, preotul mare Iisus. Gândindu-mă că peste toate necazurile care vin, frica aceasta, cine își dorește războiul? El nu vine cu voie bună, ci cu necazuri dezastroase. Nici nu vreau să ne gândim la așa ceva. Și atunci să ne punem în grijă la acest Iisus Hristos. Yeah.